acum mai sunt câteva zile până la Paști, carnea de miel sau de ied este la mare căutare. În piața centrală din Buzău, carnea de miel este pe alese și costă între 18 și 22 de lei kilogramul. ...22, 19, depinde cum suntem pași cu omul. Lăsați din preț? Mai lăsăm, cum vine omul, ne împăcăm cu el, nu pleacă fără să ia. 18 lei, da. Lăsați din preț? Poftim? Lăsați din preț până mâine? Depinde, s-ar putea să urce, s-ar putea să scadă, nu știm. Cum a fost anul acesta? Doamna, anul acesta a fost bunișor, dar în schimb e cheltuiel mare, e muncă, e notrețul scump. Cumpărătorii cântăresc bine marfa, dar nu pleacă de lângă tarabe până când nu cumpără măcar o bucată de miel. Alaltă erau 25 de lei. Pot că a scăzut acum. Cumpărați un miel întreg? Miel întreg? Nu, mai puțin, că nu mai eu mănânc în casă. Mie îmi place mult care de miel. Soției mai puțin, așa. 18 lei am văzut că au lăsat. În partea cealaltă sunt 20. Cumpărați un miel întreg sau jumătăți? Pe mine, jumătate. Unii cumpărători preferă carnea de ied pentru că este mai ușoară și nu are un gust pregnant. Anul acesta, iezii se vând cu 18 lei kilogramul. Cum mi se pare prețul? Bunișoare, bune. Bun. Față de altă dată e bine. Cumpărați un miel întreg sau jumătate? Am cumpărat un ied, Cât kilogramul? L-am luat cu 20, la țară, mai scump ca aici. Cu gândul la friptură sau drob, oamenii cumpără și verdeață. În piața centrală din Buzău, o legătură de ceapă sau de mărar costă 1 leu, iar pătrunjelul 50 de bani.